Ei bine, primul nostru client îl cheamă Dennis Grimes. Dar eu nu știu cum îl cheamă în joc, deci o să mă prefac că nu am citit numele. Și vrea să mergem la sweep. Deci, haideți la sweep. Și da, sunt Gino. Acum eu cer cam 5 dolari la taxi pe kilometru. Cam atât e un preț decent, în opinia mea. Și aparent o să se bucure când o să vadă să apare pe YouTube. Și în caz în care vreți să discutăm și chestii de genul acesta, mă găsiți pe serverul Linkmania. Deci sper să veniți și voi. Sper să-i facem și noi o bucurie. Și acum haideți să ne vedem de ale noastre. Uitați, lumea se bucură să mă vadă. Salut, YouTube! Ok. Nu știu acum, probabil o să fiu taximetrist o perioadă. Chiar dacă sunt taximetrist, eu sunt destul de vesel, deci, da, dubios nume, nu eu l-am ales. Dar chiar îmi place să mă plimb pe aici, să duc oamenii într-o parte într-alta, mai ales că cunosc toate locațiile. Deci, nu văd de ce să nu fac chestia asta. Și nu percep tocmai mult pe kilometru, adică gândiți-vă, 5 dolari e relativ puțin tel. Fac, nu știu, cam cel mult 50 de dolari dintr-o parte într-alta a orașului. Condus roleplay, acum dacă bag turbo, pot să fac și mai puțin. Dar, sincer, n-aș vrea să iau amendă de la poliție sau să fiu arestat sau, mai rău, să fiu, știu eu, urmărit de poliție, împușcat și bătut. Cine vrea chestia asta? În niciun caz eu. Și, nu știu, să așteptăm aici, oare? Am putea să așteptăm un client aici sau să ne plimbăm până oraș? Cred că o să mă plimb până oraș mai bine. Bă, bune, chiar trebuia să mă atingă? Jesus fuck, oh my god! Forța, Gino! Mi-a plăcut asta! David Barney. Ei bine, și ne-am întors la muncă. Aparent este nevoie de un taxi în zona market, deci haideți și noi. Și am ajuns la tipul ăsta. Și îl ducem la jobul de gunoier. Cred că este primul meu client care a folosit telefonul. Sunt plăcut surprins să văd că lumea folosește și telefonul și știe numărul de la taxi. Asta îmi face și mie treaba mai ușoară. O să-i răspund imediat ce ajung la destinație. Așa fac la toată lumea. Numai că nu vreau să-l taxez în plus stând să scriu un loc să merg și să-l duc și pe el la destinație. Depășim pe aici. Sper să nu am probleme cu poliția. Ah. M-a prins radarul. Dar sper să fie tot ok.
Și avem acum o comandă undeva în Ganton. Deci, haideți să ne deplasăm la destinație și să luăm pe client. La taxi trebuie să fii destul de iute de mână ca să tastezi acolo Accept Taxi, care este comanda cu care accepti apelul. Pentru că sunt destul de mulți taximetriști și ai concurență, nu glumă. Hai să-l ducem pe tipul ăsta la secția de poliție. E chiar distractiv să fiu taximetrist. Îmi place la nebunie chestia asta. Adevărat, nu este tocmai cea mai bănoasă slujbă. Trebuie să merg destul de repede, pentru că nu vreau să-l taxez nici pe el prea mult. Pe aici și aproape am ajuns la secția de poliție. Suntem aici în Pershing Square deja. Primăria e în stânga și secția de poliție aici în dreapta. Caută-l și pe iepurile astea de câmp. E bine, dragi prieteni, eu o să mă opresc aici, pentru că mi-am cam terminat tura și am câștigat destul de mulți bănuți. Nu cât să-mi iau cine știe ce mașină de lux, dar cât să-mi ajungă. Și ăsta este un lucru bun. Din păcate, mi s-a cam bulit taxiul. Cam atât pentru moment. Sper că a plăcut acest clip. Spuneți-mi părerea voastră despre server. Chiar sunt curios dacă vă place. Și noi ne vom revedea în clipul viitor. O zi cum mi-am lăvătoresc. Bye, bye!